Curtea Constituțională a avizat pozitiv proiectul de lege al Partidului Comuniștilor privind modificarea articolului 78 din Constituție. Acesta prevede alegerea șefului statului în 3 tururi, față de 2 în prezent, cu 61, 57 și respectiv 52 de voturi. Conform legislației, documentul va fi înaintat spre examinare în Parlament după 6 luni de la publicarea avizului Curții în Monitorul Oficial. Pentru ca proiectul să fie adoptat de legislativ, este nevoie de votul a 67 de deputați. Curtea Constituțională a susținut avizul autorilor deci acestui proiect. Dia să petreci primul tur, a doilea și a treilea tur de alegeri președintelui, deoarece noi ne stăruim pe viitor să fie evitate alegerile anticipate. Judecătorii Curții Constituționale au sugerat ca din proiectul de lege privind alegerea președintelui să fie scoase prevederea care specifică dizolvarea Parlamentului în 10 zile, în cazul în care șeful statului nu este ales, prevederea ca președintele să fie ales din cel puțin 2 candidați și indicația ca noile prevederi să intre în vigoare doar după dizolvarea legislativului ales pe 29 iulie 2009. Nu poate o normă constituțională să indicăm condiționat, că dacă așa, va fi așa, dacă nu așa, altfel. Asta tot poate să fie prevăzut într-o lege aparte, dar nu în norma constituțională. Iată care sunt viderile Curții Constituționale la această problemă. În cazul în care, deci, vor fi omise din acest proiect, aceste prevederi ar putea fi reglementate printr-o lege organică. Proiectul nu va avea de suferit, deoarece conceptul de bază, adică facilitarea alegerilor șefului statului, se va păstra. Pe data de 4 mai, Curtea Constituțională urmează să examineze și proiectul Alianței pentru Integrare Europeană privind modificarea articolului 78 din Legea Supremă. Acesta prevede ca președintele țării să fie ales de către popor.